Pompierii olteni au demarat acțiunile prin care vor să marcheze ziua de 13 septembrie, devenită oficial în 1996, ziua lor. Acestea vor avea loc pe parcursul mai multor zile și în locații diferite. Prima acțiune a avut loc sâmbătă în comuna Valea Mare. Ziua de 13 septembrie a fost sărbătorită dintotdeauna ca fiind ziua pompierilor din România și a fost oficializată prin legea 121 din 96. Cu ocazia Zilei Pompierilor din România, în data de 9 septembrie, s-a desfășurat un ceremonial religios la mormântul pompierului erou din comuna Valea Mare, sub locotenent post-mortem Ionuț Cristian Ungureanu, care și-a pierdut viața în incendiu puternic din 26 mai 2010, izbucnit la un complex comercial din București. Cele mai ample acțiuni vor avea loc pe 13 septembrie la Slatina. Atunci, porțile subunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt se vor deschide pentru toți cei care doresc să cunoască o parte din tehnica de intervenție a salvatorilor. În municipiul Slatina, în data de 13 septembrie, începând cu ora 11, se va desfășura un ceremonial militar care se va încheia cu defilarea gărzii de onoare și autospecialilor ISU-Olt. Ceremonialul va avea loc pe Bulevardul Aicuza, în zona instituției prefectului județul Olt, iar după încheierea defilării, în parcarea instituției, se va desfășura un exercițiu demonstrativ. Tot pentru cetățeni, în acea zonă vor fi organizate o serie de ateliere de lucru și de prezentare a echipamentului din dotare. Cu ocazia împlinirii a 169 de ani de la eroica bătălie din Dealul Spirii, ISU Olt va organiza, cu sprijinul Asociației Sportive Pompierul Olt, și competiții de mini-fotbal, pescuit sportiv și șah pentru cadrele unității. Câștigătorii vor fi premiați de către Asociația Sportivă Pompierul Olt.